Bună ziua! Bună ziua! Cum e voastre? Bine, bună ziua! Bună ziua! Scuze! Poate să luăm, avem o distanță socială. Suntem bucuroși să vedem și în perioada de vacanță și într-o atmosferă destul de liniștită, aici, în centrul de presă. Noi am convocat acest scurt briefing pe marginea subiectului inițiat ieri de Partidul Democrat, și anume crearea unei atmosfere de dialog în Parlament. Și lucrul ăsta se întâmplă pentru prima dată în actualul legislativ și este un lucru foarte îmbucurător și chiar promițător, sper. Fiindcă ceea ce nouă ne-a lipsit cu desăvârșire, dialogul în acest Parlament. Deși suntem în diferite ipostaze, unii sunt participanți la coaliția de guvernare, alții în opoziție, în probleme fundamentale, în probleme serioase, în probleme care frământă lumea, parlamentarii sunt obligați să întâlnească, să discute, să caute soluții. Și iată, astăzi s-a produs acest lucru. Au participat și fracțiunea PAS, și fracțiunea DAS, și socialiștii. Am avut un schimb de păreri destul de fierbinte, pe marginea a câtorva subiecte, și anume situația în agricultură, situația în legătură cu COVID-ul și măsurile care trebuie luate în sistemul de învățământ și alte chestiuni așa mai specifice pentru Republica Moldova, pentru această perioadă. A fost un schimb de păreri interesat, fierbinte, diferite poziții, dar am constatat și ne bucurăm de faptul că toate fracțiunile parlamentare au fost active în acest dialog. S-au format două grupuri de lucru cu privire la situația în agricultură. 4 persoane și coordonator va fi domnul Cibuc, care urmează să examineze toată situația legată de ceea ce trebuie să facă Parlamentul și Guvernul ca să stimulăm agricultorii Republicii Moldova, ca să-i ajutăm, ca să acordăm o mână de ajutor, și situația cu COVID-ul și ceea ce trebuie să facem în învățământ. Doamna Băbuc este coordonatorul acestui grup. Urmează ca aceste grupuri de lucru să aibă consultările respective și să vină cu propunere de a convoca Parlamentul. Aici a fost cea mai fierbinte temă, când convocăm. Colegii din opoziție sunt gata într-un timp record să convocăm Parlamentul repede. Noi socotim că trebuie să convocăm Parlamentul, dar în primul rând acest grup de lucru trebuie să ne pună pe masă un proiect de decizie, proiect coordonat cu instituțiile specializate. Și atunci sigur că noi ne vom pronunța pentru convocarea biroului permanent și la rândul său biroul trebuie să convoace Parlamentul. Asta am vrut să vă spun, sper că nu este prima noastră întâlnire, sper că vom avea mai multe discuții și încetșor să extrapolăm această tendință de dialog în Republica Moldova între forțele importante din Parlament și în societate. Noi trăim într-o societate dezbinată, noi trăim pe baricade, noi nici de cum nu dorim să coborâm din aceste baricade și să vedem că stați oameni buni, avem foarte multe lucruri care putem să le rezolvăm împreună. Și asta este prima idee pe care noi pedalăm, da, în realizarea acestei inițiative a Partidului Democrat. Deci, cred că doamna, nu după importanța problemelor, după Mulțumesc, da. Domnule președinte. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru această atenție acordată inițiativii Partidului Democrat de convocare a
celor patru fracțiuni trimise în Parlament de către alegătorii Republicii Moldova, cele patru fracțiuni care reprezintă partidele responsabile, partidele politice care înțeleg importanța agendei pe care Partidul Democrat a înaintat-o pentru această întâlnire. Ori dumneavoastră sunteți la curent că ieri liderul PDM, domnul Filip, a anunțat în calitate de agendă discuția problemelor legate de pandemia COVID și depășirea lor și acelor probleme cu care se confruntă societatea în continuare, din păcate, legate de COVID. De asemenea, problemele din agricultură și problemele pe care le formulează agricultorii tot mai insistent astăzi în legătură cu seceta, problemele organizării unor alegeri prezidențiare democratice și libere și, bineînțeles, acele probleme care țin de viitorul țării noastre, de copii și tineri, adică reînceperea noului an de învățământ. Eu mă bucur foarte mult să-i reîntâlnesc pe colegii noștri de la cele trei fracțiuni alăturate Partidului Democrat, care au discutat astăzi preț de două ore și această agendă, deseori în contradictoriu, dar sunt de acord cu președintele Deacov atunci când spune că deja faptul că ne-am întâlnit să punem aceste probleme în capul discuțiilor legate de viitorul și prezentul țării noastre este foarte important. Cât privește acel grup de lucru pe care voi avea onoarea și cred că mare responsabilitate să îl gestionez cumva, legat de redeschiderea sau reînceperea noului an de învățământ. Într-adevăr, este o problemă serioasă. Noi suntem mândri că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, care este condus de reprezentantul delegat de Partidul Democrat din Moldova, domnul Șarov, a reușit în această perioadă dificilă să organizeze un sistem de educație de la distanță acceptabil și să facă față multor provocări, dar iată că vine un nou an școlar și în acest an școlar avem provocări deja care sunt înțelese mai bine grație acestei experiențe. Învățământul de la distanță, asigurarea condițiilor pentru copii și pedagogi, asigurarea tuturor surprizelor plăcute și neplăcute care pot surveni în perioada de toamnă-iarnă vor fi preocuparea acestui grup de lucru. Și cele mai importante probleme asupra cărora ne vom opri sunt problemele asigurării financiare a condițiilor legate de asigurarea învățământului în condiții de pandemie, deci asigurarea instituțiilor școlare cu dezinfectanți, cu măști și cu toate cele necesare pentru asigurarea unui învățământ de calitate. Vom discuta de asemenea necesitatea asigurării pedagogilor cu plata tuturor orilor suplimentare pe care aceștia vor urma sau ar putea să le aibă pentru realizare, așa încât pedagogii să fie remunerați conform efortului care sunt făcuți. Suntem dispuși să discutăm și să obținem achitarea către pedagogi a primelor de august, care deocamdată sunt înghețate, ori noi considerăm că pedagogii sunt actorii principali a procesului de educație și trebuie remunerați și atitudinea față de ei trebuie să fie exact cea pe care o merită. În continuare, toate actele care au fost aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în legătură cu redeschiderea noului an școlar, cu toate modelele care au fost aprobate în aceste acte, urmează să fie dezbătute de noi de asemenea și pentru ele să facem toată diligența ca acestea să fie respectate. Vă mulțumim și sperăm că în continuare o să ne întâlnim cât de curând cu colegii noștri. Îl rog pe colegul meu, domnul ministru Ciubuc, domnul deputat Ciubuc, să ne vorbească despre agricultură. Da, mulțumesc. Desigur, îmi exprim și eu aprecierea pentru această întrunire care am avut-o astăzi pe platforma parlamentară. Sper și sunt convins că astfel de formate poate crește credibilitatea instituției parlamentare și sunt convins că împreună, așa cum am pornit responsabil, determinat, să găsim soluții pentru depășirea acestei crize, în special agricultura. Urmărim cu mare îngrijorare situația din agricultură din acest an, generată de seceta fără precedent, aș putea spune,
care a afectat esențial, practic, toate culturile de câmp, culturile de prima grupă, în proporție de 60% sunt compromise, culturile de grupa a doua, deja vedem procesul de afectare extrem de esențial. În același timp, suntem solidari cu problemele agricultorilor și vreau să-mi exprim încrederea și deschiderea că împreună, pe platforma parlamentară, dar și pe platforma guvernamentală, vom găsi cele mai bune soluții, viabile, fezabile, care cu adevărat să fie în ajutorul producătorilor agricoli și vom condamna și vom fi împotriva populismului care pe locuri își găsește loc și în această situație. Am văzut acest lucru atunci când au fost mai multe măsuri sau mitinguri de protest a veteranilor, a celor din domeniu, Horeca, diferite alte acțiuni care au fost demarate de guvern, care neapărat au găsit sursă pentru denigrare sau pentru a acumula capital politic de unele forțe politice. De ce nu vom tolera acest lucru? Sunt convins, cum spuneam, că vom găsi soluții pe platforma parlamentară, în așa fel ca în următoarea perioadă, așa cum este și prescrisă necesitatea convocării ședinței parlamentare excepționale, pentru a identifica și a aproba cele mai bune soluții legate de identificarea surselor financiare, pentru a suplini acel fond care a fost alocat pentru susținerea producătorilor agricoli în ultima perioadă. Cunoașteți că pe platforma guvernamentală au fost identificate circa 300 de milioane de lei pentru susținerea agricultorilor. Vreau să informez toți fermierii că începând cu ziua de ieri au fost demarate procesul de colectare a cererilor și actelor necesare în vederea obținerii acelor compensații. Amintesc că mărimea compensației oferite producătorilor agricoli va constitui circa 1080 de lei pentru fiecare hectar afectat. Pe total vorbim de peste 200.000 de hectare care sunt afectate de secetă ca și culturi de prima grupă. Culturile de a doua grupă, care tot mai frecvent deja apar mesaje că și aceste categorii de produse au fost compromise, cunosc că pe platforma Ministerului Agriculturii deja au fost demarate procedurile de evaluare în teren și de constatarea concretă a prejudiciilor suportate sau a pierderilor suportate de producătorii agricoli și sunt convins că în următoarea perioadă vom încerca și vom identifica soluții pentru a ajuta producătorii agricoli afectați în această situație. Amintesc că vor fi demarate procedurile necesare pentru discuții și negocieri cu partenerii de dezvoltare în vederea identificării surselor necesare, așa cum am mai făcut-o de altfel. Personal am fost implicat în mai mult de 15 ani în procesul de administrare și alocarea surselor financiare pentru astfel de crize. Amintesc că aici criza din 2007, o secetă la fel de dură, seceta din 2012, care ambele au avut la bază compensații acordate producătorilor agricoli. Nemai vorbind de embargoul impus de Federația Rusă la exportul producției agricole moldovenești în 2014, care iarăși au fost acordate compensații, 2016 compensații pentru căderile de grindină și înghețuri. Și de această dată o să demonstrăm că suntem alături de producătorii agricoli, ceea ce vreau suplimentar să menționez, că mizez în continuare pe înțelegerea din partea producătorilor agricoli și pe necesitatea identificării unui compromis. Situația este una dificilă. Pe lângă agricultură avem o criză pandemică fără precedent, înregistrată la nivel internațional, care generează multiple consecințe pe întreg lanțul economic, ne mai vorbim de păturile sociale, sectorul sănătății și așa mai departe, care trebuie să fie luate toate în calcul. De ce este foarte important ca în această perioadă, ca și agricultorii care în aceste zile protestează și pe locuri le dau dreptate, să înțelegem gravitatea problemei și necesitatea de a găsi soluții pentru toate problemele, de ce este foarte important în această perioadă să avem un consens, un compromis și o înțelegere și puțină răbdare că toate aceste lucruri vor putea fi depășite. În următoarea perioadă, așa cum am fost învrednicit cu acest statut de a coordona activitatea grupului parlamentar pe domeniul găsirii soluțiilor, ca în următoarea perioadă să venim în Parlament, în plenul Parlamentului, cu soluții viabile. Chiar începând cu după amiaza acestei zile, urmează să avem mai multe discuții, audieri cu colegii din guvern,
mai cu seamă Ministerul Agriculturii, să vedem posibilitățile sau să identificăm împreună acele măsuri care ar putea fi îndreptate în următoarea perioadă cu Ministerul Finanțelor în vederea identificării surselor necesare, fiindcă situația este una destul de dificilă. În acest sens ne propunem să facem o evaluare cap-coada tot ceea ce numim noi proces bugetar, alocații conform articolelor, să vedem unde am putea realoca sursele necesare ca să venim cu suport suplimentar pentru producătorii agricoli, dacă sper foarte mult că vom găsi un consens. Nu în ultimul rând, ne propunem să avem comunicare și pe platforma Ministerului Justiției, Camera de Comerț și Industrie, pentru a clarifica toate consecințele și problemele legate de situația de urgență, care tot mai mulți fermieri insistă pe instituirea acestei perioade. De aceea, în următoarele zile, vom fi axați pe comunicare strânsă. Încă o dată îmi exprim încrederea și solicit tuturor producătorilor agricoli să avem puțină răbdare și să găsim împreună acel compromis și consens în depășirea acestei crize. Vă mulțumesc! Două întrebări, vă rog. Mai mult nu putem, fiindcă colegii ne așteaptă din alte fracțiuni. Eu vreau să vă spun că noi insistăm, și este o chestiune principală, să convocăm Parlamentul având pe masă deja un document elaborat. Nu pentru discuții și dezbateri cu megafonul în sală, dar să discutăm un document. Și aceste grupuri de lucru urmează ca să elaboreze documente solide, discutate, coordonate, consultate cu toate structurile guvernului și mai ales cu Fondul Monetar și cu Banca Mondială. Da. Am o întrebare despre situația în Victoria Bancă. E instituția financiară, da. Este o întrebare, vă rog să răspundeți. Da. Ieri Victoria Bancă a reacționat la decizia instanței sau cererea procurorilor de a pune sub sechestru bunurile de Victoria Bancă și susține că acest acțiun este o amenințare a stabilității financiare și o piedică în dezvoltarea țării. Cum apreciați în general această situație și de ce credeți că de acum să... Vedeți, care e problema? Că noi, pe de parte, cerem organelor respective ca să facă ordine, să caută banii furați, pe de altă parte, noi punem întrebări, ne revoltăm, că uite de ce s-au luat unele sau alte măsuri. Nu pot să vă spun. Eu sper că toate aceste acțiuni a procuraturii, a organelor de forță, sunt legate de o situație concretă și fapte concrete. Ne vom interesa și vom face comentarii respective la timpul respectiv. Credeți că este legat, aceste acțiuni sunt legate cu anumite declarații făcute de legislatul Antonin în cadrul audierilor? Nu știu, eu n-aș vrea ca procuratura să conducă de declarații unor persoane, chiar importante sau mai puțin importante. Eu cred că procuratura trebuie să ia decizii în urma faptelor și dovezilor care le are la dispoziție. Mulțumim, sănătate, succes! La revedere! Mulțumim! Da. Și eu și n-am spus cum ne spun. Succes!